În urma cotelor obligatorii stabilite de Uniunea Europeană, țările care vor primi migranți vor plăti bani grei pentru aceștia. Ungaria, de exemplu, va trebui să cheltuiască peste 600 de milioane euro pentru cazarea migranților, care urmează să fie trimiși în țara vecină. Migranții vor costa Ungaria la fel de mult ca introducerea unor programe de pregătire pentru profesori. Țara vecină va plăti numai în primul an 200 de miliarde de forinți pentru servicii referitoare la cazarea migranților, a declarat secretarul de stat Bence Retvari. Acesta a mai anunțat că este de așteptat ca Uniunea Europeană să nu contribuie la acest buget și astfel sistemul cotelor va pune în pericol securitatea socială și locurile de muncă ale cetățenilor ungari. Trebuie să decidem dacă banii contribuabililor din Ungaria ar trebui cheltuiți pentru sănătate, asistență socială, ajutoare pentru familii, educație sau pe migranții economici, a declarat secretarul de stat ungar.